mine ziua de astăzi este una extrem de importantă pentru faptul că împreună ne vedem visul cu ochii. În acest moment, donația primăriei din Ierusalim și a domnului primar va putea fi văzută de toți bucureștenii și de vizitatori. Contribuția noastră a fost practic să îmbrăcăm în bronz monumentul primit ca și donație, ceea ce am făcut cu mare respect și cu mare drag. Aceasta este o cauză mai mult decât nobilă. Este vorba despre un principiu pe care eu l-am moștenit și îl voi transmite și fiilor și fiilor fiilor mei, acela de a ne respecta relațiile tradiționale cu țările prietene, acelea de a-i respecta pe eroii neamului nostru, aceea de a prezerva cultura, patrimoniul național și de a încerca prin posibilitățile noastre ale generației actuale să cultivăm cât mai multe relații, nu doar simbolice, cu toate țările prietene, cu toate popoarele prietene, cu care avem legături vizibile și invizibile, sufletești și diplomatice. Mi-aș dori ca din ce în ce mai mulți bucureșteni, români, dar și turiști, să regăsească în fiecare zona a capitalei câte un punct de atracție culturală, firește. Vă mulțumesc, mult succes acestui eveniment. Îmi face mare plăcere să fiu astăzi aici. Faptul că tot ce înseamnă comunitatea de evrei se afla și se află în sectorul 3, faptul că istoria noastră a fost cât se poate de puternic influențată de comunitatea evreilor, iar este un aspect pe care îl cunoaștem foarte bine. Și mă bucură foarte mult de fiecare dată când între cele două state, când între cele două popoare, există comunicare, există colaborare, pentru că avem foarte mult de învățat unii de la alții, mai ales noi de la dânsii. Pe care de consecință, iată o ocazie în plus de a ne vedea și pentru a inaugura dezvelirea acestei statui, care va fi încă un mijloc, încă un loc în care să ne amintim de prietenia între popoare și de comunitatea evrească din România. Ce se va întâmpla aici? S-a întâmplat un miracol. Și acest miracol, că noi inaugurăm astăzi școala evrească care e construită de primăria sectorul 3 și primăria capitalei, asta e mare lucru în vremea asta. Faptul că inaugurăm acum piața Leul Ierusalimului, iarăși e o mare lucru. Dar astăzi ne aflăm în a doua lumânare de Hanuka, și Hanuka e sărbătoarea luminii, și Hanuka, cuvântul în ebraică, e de la rădăcina lachnoch, chinuch, educație. Și astăzi inaugurăm și consolidăm prietenia noastră. Știți că eu nu sunt născut în România, dar eu mă simt aici foarte bine acasă. Am aici prieteni și datorită prietenii localnici români, există opera noastră frumoasă. Leul este puterea, adică e o sculptură care reprezintă simbolul evreilor de 3000 de ani. Astăzi acest leu este aici simbolul Israelului, dar și simbolul prieteniei între Israel și România. Pentru noi, evrei, români, care locuim în Israel, este foarte important acest simbol, adică prietenia între România și Israel, pentru noi este extraordinar de important și facem orice ca să întărim această prietenie, în special că sărbătorim 100 de ani de centenar, 70 de ani de independența Israelului, care noi, din păcate, nu avem o zi liniștită în Israel. Avem multe, multe probleme și totuși o țară frumoasă, o țară care s-a dezvoltat enorm, cum zic eu totdeauna, pe pietriș și pe nisip. Israelul iubește România și la sfârșit vreau să spun la mulți ani România în cinstea centenarului.